plouă și tună. Și-a mea inimă nu-i bună. M-am mirat pur și simplu, zic, nu se poate la 16 ani să aibă atâta siguranță, nea? Și să cânte atât de frumos. Ești exact ce trebuie, picătură cu picătură de oltean. Vă mulțumesc foarte mult. Pe cântat n-am ce să spun, cânti foarte bine. Cânti senzațional, cânti splendid, bravo, ești o voce extraordinară, nu mai am ce să mai comentez. Mai multă grijă la repertoriu. Câștigătoare este Maria Schmidt. Maria Schmidt merge mai departe în semifinală, doamnelor și domnilor! Sagoșa rosmarin, dol drălo halita zaga. No gereki shangelom, gereki shangelom, iul juca zarnie kava. N-avem loc, n-avem loc, rosmarin garnie kava. Calamom o sigur un ruham, feheranșo sogneam, meg pe roze de șarnia. Haraxica baca, micorma și rozi. No minden coci mai elăt, minden coci mai elăt, n-a ghiot ca roncori. Verie megaziște, asta zania ta, asta zideșania ta, picot un anap, nemec panalia n-ap, nevelia fiar. Așa ceva. Mulțumim, mulțumim junilor Sibiului pentru acest moment. Mă, dar ce jucat ai fost. Bună seara, draga Bună noastră. Seara. Bine ai revenit pe scena vedetei populare. Bine v-am regăsit. Cine te-a ajutat să înveți acest cântec? Pentru că nu e deloc ușor și tu ești din sud. Am avut mult ajutor din partea ansamblului profesionist de la Târgu Mureș și vreau să le mulțumesc și pentru ce costum. Frumos. Bravo! Bravo. Și doamnei Magda Kassler în special, pentru că dânsa m-a ajutat și cu pronunția și cu traducerea. A, și frumos. Multe informații despre portul lor de acolo. Hai că abia mai vorbește. Aoleu, stai. Bun, hai să ne liniștim. Bogdane, ia să auzim. Cum a fost momentul? Mi-a plăcut enorm și ai norocul că fiind din Gorj, un braci măcar ai auzit când erai mai mititic, așa încât nu ești chiar așa de departe totuși de frontiera cu Transilvania. Și mai vreau să mai spun un lucru. Din nefericire, din cauza unor discursuri halucinante al unor politicieni ultranaționaliști de pe o parte și alta granițelor, există momente în care am avut relații tensionate. Eu cred că a venit momentul să găsim căi și punți de comunicare între noi, pentru că atât de frumoase sunt muzicile și de pe o parte și de pe cealaltă, încât ar trebui să aruncăm la gunoiul istoriei toate celelalte lucruri. A fost minunat, m-a impresionat foarte tare. Felicitări! Mulțumim! Cornelia, te rog! Măriuță dragă, ai fost o unguroaică veritabilă. Sunt mândră de tine. Și ai și dansat, deci le-ai făcut pe toate. Mi-ai demonstrat că ești un copil extraordinar. Te felicit! Niculina, te rog! Ce ai la brâu? Ce este? Este rozmarin. Rozmarinul ai... Da. În primul rând vreau să te felicit pentru seriozitatea cu care ai tratat momentul ăsta. Mi-a plăcut foarte tare și faptul că ai învățat să pronunți corect.
Bravo, ești un copil foarte serios, îmi place foarte mult ce ai făcut și mai ești și olteancă, că-mi reveni așa. Eu aici. Da, ia uite să trăiască oltenii mei, ce frumos se prezentară. Uite aici respect, uite aici seriozitate. Uite, bă, frumusețe întru totul. Deșteptăciune, nu ne întrece nimeni. Terminai, gata. Așa, mulțumim. Mulțumesc. Mergem mai departe. Erizestan, vă rog. Ai cântat foarte bine. Mi-ar fi plăcut însă ca tu să muști mai bine silabele. Bravo. Da. Vă mulțumesc mult. Grigore Reșe, vă rog. Auzi de Gorj și să zici așa, domne, vine și cântă o muzică ungurească. Numai că muzica asta ungurească este vastă. Și atunci, dacă vin să cânt muzică ungurească și am pretenții la concurs, trebuie să viu cu lucruri profunde. Deci n-am întâlnit. Trebuie să găsesc pentatonicul așa și game diatonice, adică să le găsesc, să văd structurile astea. Păi astea nu le poți găsi într-un ciardaș. Că eu dacă aduc pe oricine aici, jocul ăsta îl joacă, pentru că jocul acesta îl joacă și țiganii, și ungurii, și românii. Și încă ceva, la costum. Ce motive ai și ce exprimă motivele de pe șorți? Că sunt motive cosmice, sunt florale, sunt motive care vorbesc despre moarte, despre viață. Tu de care ai? Nu vezi cât e de complicat? Da, este. Vezi cât e de complicat? Este. Da, domnul profesor, când... dați-mi voie să... Eu când m-am îmbrăcat dimineață, am fost atent la detalii. Cum mă îmbrac, nu în costum. Cum vin îmbrăcat? Deci despre asta vorbim. Încă a fost bine. Mulțumesc. Dacă dorești, Nicolina, să faci o completare? Da, eu cred că domnul profesor de data aceasta a fost răutăcios. Dar de ce? Pentru că... Ea a căutat, s-a documentat, a mers la oameni în măsură. Făcut enorm. Am întrebat-o, a spus de unde vine, așa. Ce costum și-a luat. Toate detaliile astea, ea cred că nu controlează foarte bine Gorjul, zona pe care o reprezintă în România. Cum să știe atâtea varietăți din cultura altor popoare? Dar ce trebuie să știe aici? Urmă, pentru ce? Dar de fapt, ce trebuie să știe aici? Păi e motivele de la costumul, dar să îmbracă în costum. În niciun caz tot ce ați cerut dumneavoastră acum. Băi, stați un pic, ne contrăm aici? Nu, păi nu ne contrăm, dar avem puncte de vedere, domnul profesor. Care puncte de vedere? Păi ăsta care l-am eu acum și vi l-am spus. Păi dar nu spune contra mea că eu ce vorbesc aici. Nu este contra dumneavoastră, v-am spus că ați fost răutăcios. Cum răutăcios? Păi spun adevărul. Bun, mergem mai departe, draga noastră, succes! Vă mulțumesc! Succes, cu încredere pentru probleme următoare.